În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăvit să fie Domnul! Preacucernice Părinte, prea iubiți frați, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că avem acest privilegiu de a ne găsi în casa Tatălui de rugăciune și nu este nicăieri mai frumos și nu este nicăieri mai înălțător decât în starea aceasta aici, unde ne legăm prin originile noastre cu înaintașii noștri, cu cei care au trăit și au vegheat și au luptat pentru idealul suprem, mântuirea sufletului lor. Stăm aici înconjurat de acest nor mare de martori. Dacă vă uitați în stânga și în dreapta, îi vedeți pe aceia care și-au pus toată nădejdea în Dumnezeu și care n-au precupețit nimic în viața lor. Au făcut tot ce a depins de el și mai mult decât omenesc, ca să își însușească și să-și împroprietăreze cuvântul acesta etern și viu al lui Dumnezeu și să îl transpună în practica vieții lor și apoi zi de zi să trăiască împlinindu-l. Dragii mei, m-am gândit la toată starea pe care noi am avut-o de când am intrat în locul acesta și m-am gândit la faptul că am venit în acest loc fiecare dintre noi cu un motiv aparte și sunt convins că în străfundul nostru și a ființei noastre, motivul dominant care ne-a determinat să venim aici este acela de a-i sluji Domnului mai aproape de El și cu mai mare entuziasm și de a ne mântui sufletele noastre, de a ne îmbogăți din cuvântul acesta etern și viu al lui Dumnezeu și de a putea apoi persevera în lupta aceasta mântuirii despre care Sfântul Apostol Pavel spune că a pornit-o și despre care spune că sfârșitul ei ne va dărui cununa. Sfârșitul ei va dovedi credința fiecăruia dintre noi și sfârșitul ei, sfârșitul alergării, trebuie să aibă ca rod sfințirea, iar ca sfârșit vom primi viața veșnică în numele Lui. Deci, sfârșitul nostru, iubiții mei, este și va fi încununat și va fi răsplătit. Nu începutul alergării, ci sfârșitul alergării noastre va fi răsplătit de Dumnezeu, va fi încununat. Și sfârșitul nostru trebuie să aibă sfințenia și rod, și rod ca rod sfințenia, iubiții mei. Dragii mei, am stat în locul acesta și m-am gândit la cât de multe s-au spus în locul acesta. Probabil dacă am fi întrebați de la început și până acum ce am reținut, dacă am fi chestionați cu privire la ce am prins, dacă am fi întrebați unde ne-am plasat noi pe frecvența de comunicare a lui Dumnezeu, dacă am fi noi întrebați cu privire la ce am auzit și ce facem cu ce am auzit, iubiții mei, fiecare dintre noi avem această dispoziție, această libertate de a asculta și apoi de a împlini plecând din locul acesta. Vedeți dumneavoastră, informația e cea mai scumpă marfă din lumea aceasta. Informația este cea mai plătită și cea mai cumpărată marfă. Vedeți dumneavoastră, în locul acesta am stat să fim informați. Am stat în locul acesta să ni se vestească cuvântul lui Dumnezeu și acest cuvânt al lui Dumnezeu ni s-a vestit, iubiții mei, și s-a vestit fie că vrem noi, fie că nu vrem noi. Am stat în locul acesta și ni s-a vestit cuvântul lui Dumnezeu. Din punctul acesta, fiecare dintre noi nu putem în ziua judecății lui Dumnezeu să spunem că n-am fost informați, că n-am știut, că nu ni s-a dus la cunoștință, că nu ni s-a spus nici unul dintre noi, iubiții mei. Toți în locul acesta am stat pe frecvența lui Dumnezeu să ni se comunice, să fim informați. Dragii mei, la Evanghelia care s-a citit astăzi, rețin un lucru extrem de important, alături de ceea ce a spus și Părintele Nicu aici, ceva mi s-a părut, iubiții mei, că este pentru noi, pentru noi cei din locul acesta în mod deosebit. Versetul acesta 30 face o precizare, dar văzând vântul s-a temut și a început să se scufunde, a strigat către Domnul, scapă-mă! Dragii mei, ce am reținut din această
stare prin care a trecut apostolul Petru, că așa a vrut el. Pentru că el a cerut Domnului Iisus Hristos un lucru. A venit cu o negație, a venit cu o îndoială, dacă ești tu. Dragii mei, mi-am pus această întrebare pentru mine. Oare de câte ori în viața aceasta nu ne-am îndoit noi după 10-15 ani de ostășie, 20 de ani și n-am venit cu această afirmație, Doamne, dacă ești Tu? Apostolul Petru nu trebuia să se îndoiască de cine este, pentru că știți de ce? Domnul Iisus Hristos în versetul 27 le-a vorbit. Oare de câte ori până atunci Domnul Iisus Hristos nu le-a vorbit ucenicilor? Oare în anii petrecuți cu Mântuitorul Iisus Hristos, de câte ori Domnul Iisus Hristos nu le-a vorbit ucenicilor? Oare de ce nu s-au familiarizat ei cu vocea Domnului Iisus Hristos? L-au ascultat de atâtea ori, a văzut minunile, a văzut intervențiile în cuvânt. Domnul Iisus Hristos făcea minuni și vorbea, mereu a făcut același lucru. Și ucenicii au fost cei mai apropiați de Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos, după ce s-a rugat o noapte singur, după ce i-a îmbarcat pe ucenici cu forța, i-a pus să se urce în corabie și au pornit pe mare. La ceasul al patrulea, Domnul Iisus Hristos pornește și El pe ape înspre ucenici. Dragii mei, vreau să înțelegem un lucru. S-ar putea în viața aceasta și noi să pierdem glasul Domnului Iisus Hristos. Glasul Domnului Iisus Hristos este unul singur și este glasul Evangheliei Lui. Astăzi Domnul Iisus Hristos ne vorbește prin cuvânt, iubiții mei. Ne vorbește prin Evanghelie. Ai tu timp să o deschizi și să o citești. Ai tu dispoziție să-L asculți pe El. Scumpul și iubitul meu, ai tu timp, îți faci tu timp să deschizi cuvântul lui Dumnezeu și să iai aminte la ceea ce îți comunică El. Ți-ai făcut timp în ziua aceasta, dragul meu, pentru multe lucruri. Poate ai venit și în locul acesta, în această după masă, și poate gândul ți-a fost răpit de multe ori și poate ți-a scăpat multe lucruri care ți-ar fi fost folositoare și importante pentru viața ta. Ai stat în locul acesta și poate gândurile au năvălit peste tine. Poate din multele probleme și îngrijorări pe care le ai, ai scăpat lucruri importante, importante pentru mântuirea ta, scumpul și dragul meu. Nu uita, ucenicii, apostolul Petru n-a mai receptat glasul Domnului Iisus Hristos și a venit cu această afirmație, dacă ești tu, dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Dragii mei, a fost un prim pas care pe Domnul Iisus Hristos l-a întristat și l-a supărat. Cum, după atâta timp, tu, apostole iubit, să-mi uiți tu glasul, să nu mi-l mai recunoști? Iubiții și scumpii mei, poate viața aceasta ne-a răpit și nouă glasul Domnului Iisus Hristos. A trecut peste noi ani. Și poate astăzi nu mai receptăm glasul Domnului Iisus Hristos așa ca în ziua legământului, așa ca în primii ani de ostășie. Poate a trecut și peste noi, ani au venit bătrânețea și nu mai receptăm același glas dulce al Domnului Iisus Hristos, care ne-a fascinat, care ne-a copleșit, care ne-a făcut să ne legăm viața de Domnul Iisus Hristos, așa cum spune cântarea, legat de tine sunt, Iisus. Și poate că după ani ne-am plecat urechile și am făcut alte confuzii și ne-am plecat la alte glasuri. Și nu mai recunoaștem glasul Domnului Iisus Hristos, iubiții mei. Din mulțimea problemelor, din mulțimea glasurilor, ascultăm de alte glasuri. Dragii mei, asta a fost un prim pas. Iar apoi, al doilea, iubiții mei, care este de remarcat și pentru noi, pentru că să-L desprindem ca învățătură, nu trebuie să rămânem doar la o minune pe care a săvârșit-o Domnul Iisus Hristos asupra naturii, să o înregistrăm ca atare. Nu, iubiții mei, trebuie din fiecare evanghelie pe care o auzim să desprindem aplicațiile pentru noi. Ce vrea să ne comunice nouă? Ce vrea să ne spună? Starea noastră în această dupămasă, în Sfânta Biserică, iubiții mei, nu-i la voia întâmplării. Poate pentru ca tu să fii în seara aceasta aici, s-au rugat atâția, au mijlocit atâția, au postit atâția. Poate ai avut o mamă care a plecat din lumea aceasta, poate ai avut un tată,
Poate frații, poate suferința, poate necazul a fost acelea care te-a determinat în această dupămasă altfel decât de alte dăți să vii în locul acesta. Iubiții mei, este mâna lui Dumnezeu care vrea să-ți spună ceva, vrea să-ți comunice ceva, vrea să-ți transmită ceva. Dragii mei, apostolul Petru a avut o altă stare. El a cerut să pornească, să meargă la Domnul Iisus Hristos. Și versetul 29 spune că el chiar, apostolul Petru, coborându-se din corabie, a mers pe ape și a venit către Iisus Hristos. Iată, iubiții mei, ce stare ne caracterizează și pe noi, starea aceasta. Atunci, după legământul nostru, atunci când ne-am hotărât pentru Domnul, atunci când ne-am născut din nou, așa cum spunea Părintele aici, atunci când am luat decizia aceea, am făcut această hotărâre. Dragii mei, s-a întâmplat și cu noi în viața noastră să călcăm peste șerpi, peste năpârci, să călcăm peste gura leilor care urla, să trecem peste tot ce ne stătea împotriva noastră, așa cum le stătea apostolilor, ucenicilor. Marea era furioasă, apele erau tenebroase, stăteau împotriva lor, corabia lor se mișca ca o coajă de nucă pe luciul apei. Dragii mei, așa s-a întâmplat și cu noi. O vreme cât am stat privindu-L pe Domnul Iisus Hristos, privind la Hristos, am umblat pe ape și noi. Așa a făcut și apostolul Petru. A mers pe ape și a venit către Iisus Hristos. Însă există în versetul 30 un dar. Dar văzând vântul, s-a temut și a început să se scufunde. Și a zis către Domnul: Doamne, scapă-mă! Iubiții mei, oare nu s-a întâmplat și în viața noastră acest scurt circuit? În viața noastră de credință n-a existat și la noi acest scurt circuit. Atunci când ne-am luat privirea de la Hristos, atunci când ne-am luat privirea de la răstignire, de la cruce, atunci când n-am mai privit cu același entuziasm, atunci când credința noastră nu l-a mai slujit cu aceeași dragoste, atunci când devotamentul nostru n-a fost același ca la început, nu s-a întâmplat și cu noi, iubiții mei, nu s-a întâmplat și cu noi să privim la lucrurile acestei vieți, să privim la frământările acestei vieți, să privim cum bat vânturile în viața noastră, cum vin încercările, cum vin suferința, cum vine nuiaua, cum vine boala, cum vine prigoana. N-a existat și la noi acea privire la vânturi, n-a existat și la noi acea îngrijorare. Și atunci, ce s-a întâmplat cu credința noastră? Am început să șchiopătăm. Am început să nu mai privim cu același entuziasm. Am început să se micșoreze credința. Am început să păcătuim mai greu, mai des. Am început să nu mai facem distinție între păcat și neprihănire și sfințenie, cerințele lui Dumnezeu pentru mântuire. Am început să ne complacem cu păcatul, cu starea de căldicel, deși Apocalipsa spune că este starea pe care o urăște Dumnezeu și ne va vărsa din gura Lui. Am început să ne obișnuim cu lucrurile acestea, fără să facem apoi acea distinție între bine și rău și cumva ne-a mai încolțit și în mintea noastră. Dar oare cine va fi mântuit? E prea mult, e prea greu să trăiești fără păcat în lumea aceasta. Se poate, nu se poate fără păcat. Cum să trăiești fără păcat? Uitând că Sfântul Apostol Pavel a spus: ajunge că în trecut ați făcut voia celui rău. Pentru un copil întors la Dumnezeu, pentru un copil născut din nou, de a treia oară, nu din părinți, nu din taina Sfântului Botez, ci din taina lacrimilor pocăinței, chemarea aceasta care se face la oastea Domnului, refacerea aceasta despre care vorbea Părintele aici, aceasta, iubiții mei, trebuie să rămână neștearsă în viața noastră, să nu uităm niciodată de ea. Este legământul nostru, este întoarcerea noastră la Dumnezeu, este ceea ce s-a întâmplat cu fiul cel pierdut când a venit acasă. Iubiții mei, acela este un nou început în viața noastră și de acolo viața noastră se cântărește și se măsoară altfel, înainte de a-L cunoaște pe Hristos și după ce L-am aflat și L-am cunoscut pe Hristos și după ce L-am chemat pe Hristos să locuiască în noi. Sfântul Apostol Pavel spune:
Hristos în voi, nădejdea slavei, noi în Hristos și Hristos în noi. Asta este condiția vieții, iubiții mei. Și spune Sfântul Ioan, cine este în Hristos nu păcătuiește, pentru că sămânța lui, adică a lui Hristos, nu-l lasă să păcătuiască, iubiții mei. Ăsta este un om al lui Hristos, un copil al lui Hristos. Păcatul nu mai are ce căuta în viața mea. Nu mai cochetesc cu păcatul, nici mic, nici mare, de niciun fel, ci trebuie să fug de păcat, trebuie să fug de diavolul. Iubiții mei, noi astăzi, din păcate, fugim de semenii noștri, fugim de frații noștri și iubim păcatul și îl iubim pe diavolul. S-a vorbit de dragoste aici, s-a vorbit de iubire, de legătura păcii. Iubiții mei, nu trebuie să existe acestea în viața noastră, nu sunt condiție absolut obligatorie și necesară ca oamenii, văzând dragostea voastră, să-L laude și să-L slăvească pe Dumnezeu, dragostea unii față de alții și dragostea tuturor față de Hristos. Iubiții mei, nu uitați, văzând vântul s-a temut. Cel mai important în viața noastră, iubiții mei, să nu ne pierdem, să nu pierdem din vedere ținta, spunea fratele aici, tangențial despre o țintă. Iubiții mei, în lumea aceasta, fiecare dintre noi avem o țintă. Ori vrem să o recunoaștem, ori nu. La fiecare etapă a vieții noastre avem o țintă. Există ce e ținta, ceva ce este foarte important pentru noi, ceva ce este absolut obligatoriu să ating, să ajung acolo. Ținta noastră, iubiții mei, este Domnul Iisus Hristos. Dar nu la nivel de slogan, nu la nivel de declarații, ci la nivel de faptă și de viață, la nivel de dedicare, la nivel de slujire, la nivel de trăire. Ținta noastră trebuie să fie Iisus Hristos. Obiectivul nostru trebuie să fie Iisus Hristos, iubiții mei. M-am gândit la acest lucru, citeam în Evanghelia după Luca, în capitolul 4, și aș vrea, iubiții mei, să rămână pentru noi la plecarea noastră din locul acesta, ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. Stă scris aici așa de frumos versetul acesta 20. Ne-l arată pe Domnul Iisus Hristos în templu, după ce deschide Sfânta Scriptură și citește, după ce termină de citit, versetul 20 relatează. Și închizând cartea și dând-o slujitorului, așezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau țintiți asupra lui Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul, iubiții mei! Vom pleca din locul acesta. Se vor închide Scripturile. Frații vor termina de vorbit din partea Duhului și a lui Dumnezeu, iubiții mei! Nu uitați! Nu priviți la niște chipuri de oameni, le veți uita! Mâine și poi mâine veți uita chipurile noastre, sau dacă vom mai trăi 10-15 ani, nu le veți mai regăsi, pentru că nu ne veți mai recunoaște! Dragii mei, nu uitați! Privirea dumneavoastră să fie la Domnul Iisus Hristos. Este cel mai frumos lucru. Este cea mai frumoasă căutare. Am rămas așa de impresionat. Am trecut de multe ori pe aici și mi-a scăpat din vedere lucrul acesta. Dar când am recitit această parte și mi-a rămas imaginea aceasta, ochii tuturor din sinagogă erau țintiți asupra lui Iisus Hristos. M-am gândit, dragii mei, la Evanghelia zilei de astăzi. Din această întâmplare cu Apostolul Petru, cu intervenția Domnului Iisus Hristos, pe care relatează versetul 31, Iisus Hristos întinzând mâna, l-a apucat. Este aici un tablou așa de frumos. Există tablou acela cu Domnul Iisus Hristos umblând pe mare și cu exact, surprinde exact mesajul acesta care vrea să ne-l transmită și nouă acest verset, iubiții mei. Pentru că cel care a zugrăvit s-a recunoscut pe el acolo. Este așa de frumoasă imaginea aceasta. Domnul Iisus Hristos umblând pe mare și apostolul Petru adâncindu-se în ape. Și de acolo două mâini care se urmăresc, două mâini care se caută, două mâini care se intersectează. Mâna Domnului Iisus Hristos și mâna apostolului Petru. Iubiții mei, în după masa aceasta puteți pleca de mână cu Domnul Iisus Hristos de aici. Viața dumneavoastră depinde de mult de lucrul acesta.
Viața dumneavoastră depinde mult de felul în care veți pleca din locul acesta. Cum ați venit, știe Dumnezeu. Dar cum veți pleca, depinde veșnicia dumneavoastră, dragii mei. În fața Domnului Iisus Hristos nu există decât două atitudini. Ori să-L respingi, ori să-L primești. Aduceți-vă aminte de ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos. De întrebarea aceea care a fost pusă când Domnul Iisus Hristos a stat în fața mulțimii și era judecat. S-a pus o întrebare, ce să fac cu Iisus Hristos? Și știți ce a răspuns lumea? Răstignește-L. Astăzi, în Gâlgău, dragul meu, în mod personal, cuvântul lui Dumnezeu te întreabă, îți adresează această întrebare, ce să faci, ce faci cu Iisus Hristos? Ce faci cu Iisus Hristos, scumpul și iubitul meu? Ce ai făcut până acum cu Domnul Iisus Hristos? Ce ai făcut cu El? Unde-i Domnul Iisus Hristos? Tot pe cruce? Sau este în inima ta? L-ai coborât pe tine, pentru tine, pe Domnul Iisus Hristos, de pe cruce în inimă. L-ai luat pe Domnul Iisus Hristos în inima ta. L-ai luat în viața ta. L-ai luat în ființa ta pe Domnul Iisus Hristos, iubitul și scumpul meu. Ce să fac cu Domnul Iisus Hristos? Ce să fac cu Iisus Hristos? Răstignește-L. Iubitul meu, eu vreau să te întreb altceva. Ce vei face fără Iisus Hristos în ziua morții? În ziua judecății, în ziua în care vei sta în fața scaunului de judecată al lui Dumnezeu, ce vei face fără Hristos? Ce vei face fără Domnul Iisus Hristos? Dacă îl tot respingi, dacă îl respingi și astăzi, dacă bătaia mâinii Domnului Iisus Hristos la ușa inimii tale o ignori și astăzi, o treci cu vederea, ce vei face dacă va surveni moartea? Nu ne este garantată ziua de mâine niciunia. Ce vei face dacă vei trece în ziua de mâine sau în moartea care te așteaptă fără Hristos, iubitul meu? Ce vei face? Scumpul și dragul meu, nu uita lucrul acesta. Când îți iei privirea de la Domnul Iisus Hristos, atunci încep să apară problemele. Și de ce? Pentru că apostolul Petru a făcut un singur lucru. Și-a schimbat direcția privirii. A luat-o de către Domnul Iisus Hristos și s-a uitat la valurile tenebroase, la valurile care clocoteau sub el. Și atunci a intrat panica, a intrat teama, a intrat frica, a slăbit credința și a fost cuprins de teamă și de frică. Iubiții mei, privirea la Domnul Iisus Hristos. Nu vă luați niciodată privirea de la Domnul Iisus Hristos. Este așa de frumos, spune Sfântul Apostol Pavel, este versetul acesta, vreau să îl citesc, iubiții mei, pentru că mi se pare atât de frumos și atât de grăitor cu privire la care este îndemnul pentru noi în privința aceasta. Iată ce spune el aici în Evrei, capitolul 12, versetul 1 și 2. Spune Sfântul Apostol Pavel așa, să alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte și versetul 2, să vedeți cum trebuie să fie alergarea noastră. Este alergarea credinței. El s-a inspirat din jocurile ismice. Este vorba de jocuri olimpice, dacă vreți dumneavoastră. O cursă de alergare. În cursa aceasta am pornit toți. Atunci când ne-am înscris în oastea Domnului, atunci când am revenit la Tatăl, atunci când am revenit să refacem părtășia ruptă prin păcat, în clipa aceea, noi ne-am înscris într-o alergare și Sfântul Apostol Pavel, inspirat de jocurile acestea olimpice, spune și arată cum să se facă această alergare. Să alergați cu stăruință în lupta care ne stă înainte, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus Hristos. Iubiții mei, unde să avem noi ochii ațintiți? La Domnul nostru Iisus Hristos. De ce, iubiții mei? Pentru că finalul cursei, nu startul. La finalul cursei, cine câștigă cursa, primește din mână cununa cea neveștezită, primește medalia, primește laurii, nu cel care e startul. Poți lua un start lansat, să fii primul în cursă, dar să cazi pe drum, păcatele, lumea, îngrijorările, problemele lumii acestea. Toate lucrurile acestea te pot trânti de pământ, te pot îneca în marea lumea acestea îngrijorărilor și să pierzi alergarea și să pierzi finalul, să pierzi finișul și să pierzi răsplata, iubiții mei. Răsplata, spune o cântare, la sfârșit, așa spune cântarea oastei Domnului, nu la început. De aceea relatarea și imaginea aceasta să ne rămână pe ochi. Să ne rămână pe mintea noastră, cu ochii ațintiți asupra lui Iisus Hristos.
Iubiții și scumpii mei, se apropie încheierea acestei adunări. Am avut parte, fiecare din noi, de o cercetare. Spunea fratele Traian într-o poezie și m-a răscolit poezia aceasta, o găsesc și în cartea de cântări, de la 221. Omul totdeauna caută o justificare, iubiții mei. Așa a învățat omul. Învățat omul să se mintă pe sine. Omul totdeauna folosește o minciună și spune omul, s-a pus în mintea omului această idee, o minciună e bună oricând. O minciună mică te salvează oricând. Un copil al lui Dumnezeu trebuie să știe un lucru. Minciuna este trecută ca un păcat care ce face? Te desparte de Dumnezeu. O minciună te desparte de Dumnezeu. O minciună te scoate din împărăția lui Dumnezeu, iubiții mei. Și ar fi păcat să ne înșelăm, să ne mințim singuri, să căutăm scuze neplauzibile, scuze care nu stau în picioare în fața lui Dumnezeu. Iată ce spune poezia aceasta. O, nu-i de vină nimeni, ci numai singur tu, că te-ai gândit la toate, numai la suflet nu. Că au trecut toți anii frumoși câți i-ai avut și pentru veșnicie nimic nu ți-ai făcut. Nimic, nimic, nimic nu ți-ai făcut. S-a dus și primăvara și vara ta a trecut și te-ai grijit de toate, numai de suflet, nu. Și iată, toamna vieții aproape a trecut și pentru mântuire nimic nu ți-ai făcut. Nimic. Nimic, nimic nu ți-ai făcut. Se întunecară ochii și părul tău căzu. De toate ai avut grijă, numai de suflet nu. Și moartea în pragul ușii și vine ceasul mut și mergi și în veșnicie. Nimic nu ți-ai făcut, nimic, nimic, nimic nu ți-ai făcut. Scumpii mei, dorim, așa după cum fratele a spus, nu ne-am înțeles nimic cu fratele. Fratele nici nu știa că o să ajung. Când m-a chemat vineri, i-am spus că nu pot să vin, că este o adunare unde trebuie să participăm. S-a schimbat toate radical și abia în cursul zilei de astăzi am știut că venim aici. Fratele m-a anunțat când să vorbesc și ce să fac. Mie mi-e așa de greu să fac lucrul acesta, iubiții mei. Să chem pe oameni, dar știu că este de datoria noastră să o facem. Știu că trebuie să o facem. Eu, iubiții mei, vreau să-i chem pe oameni și chem pe oameni. Îi chem pe oameni în afara bisericii, îi chem pe oameni de pe stradă, să-i chemăm pe oameni, colegii noștri de muncă. E datoria noastră. Nu e important cine cheamă la Domnul într-o adunare, iubiții mei. N-are importanță aceasta. Dar vrem să-L lăsăm glasul lui Dumnezeu să vă provoace și să-I răspundeți Lui, nu nouă, nu oamenilor. Și întrebarea se pune, iubiții mei, nu pentru acum. Pentru acum e hotărârea, pentru acum e întoarcerea, dar pentru veșnicie este răspunsul dumneavoastră. Răspundeți astăzi și veți trăi mâine și în veci de veci, iubiții mei. Tăceți astăzi, nu vă hotărâți astăzi, nu vă întoarceți astăzi la Hristos. Veți fi despărțiți. Poate veni moartea, poate veni plecarea dumneavoastră, în orice clipă poate surveni și veți pleca neîmpăcați, neîntorși la Dumnezeu, nenăscuți din nou, direct în iad. Scumpii mei, alegerea este pentru mâine. Dacă astăzi cineva, în locul acesta, a fost mișcat de cuvântul lui Dumnezeu, nu de predici, nu de cuvintele noastre, ci de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, și dacă crede că a stat pe loc și astăzi, și dacă a crede că a nu răspunde nici astăzi, este o hotărâre prea grea, o povară prea grea. Îl îndemnăm împreună cu cerul, cu îngerii, îl îndemnăm împreună cu cuvântul lui Dumnezeu. Astăzi, dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Este aici cineva care astăzi vrea să facă bucurie cerului? Este cineva astăzi aici care vrea să se împace cu Domnul Iisus Hristos? Este astăzi aici cineva care vrea să meargă ca apostolul Petru de mână cu Domnul Iisus Hristos? Știți ce s-a întâmplat? Apostolul Petru
a fost luat de mână cu Domnul Iisus Hristos. Și știți când s-a potolit furtuna? Când amândoi s-au urcat în corabie. Dragul și scumpii mei, vrei în viața aceasta să ai parte de binecuvântarea lui Dumnezeu în tumultoasa ta viață? Vrei ca viața ta să aibă un alt sens? Vrei ca drumul vieții tale să fie de mână cu Domnul Iisus Hristos? Să ai parte de bucuriile și de făgăduințele Lui prezente și veșnice? Împacă-te cu Domnul Iisus Hristos până nu-i prea târziu. Astăzi mâna Lui mai bate. Este mâna Domnului la ușa inimii. Dacă ai ceva, dacă te frământă ceva, dacă starea ta este de a spune da sau nu, este pentru că Domnul Iisus Hristos mai bate. Este pentru că Domnul Iisus Hristos te iubește. Este pentru că Domnul Iisus ți-a mai oferit o șansă. Nu o risipi, scumpul meu. Împăcați-vă cu Dumnezeu, cei care n-ați făcut-o până acum. Și mai întrebăm încă o dată, o singură dată, dacă mai este sau dacă este cineva care vrea să ia hotărârea aceasta de a se întoarce la Domnul Iisus Hristos. Hotărârea aceasta înseamnă un singur lucru. Să întoarcem spatele lumii, să o rupem cu păcatele și să venim cu căință și cu pocăință adâncă la picioarele crucii Domnului nostru Iisus Hristos. Să-i cerem iertare și să-L invocăm pe El să vină în viața noastră și apoi de acolo să umblăm împreună cu El tot restul vieții noastre. Dacă nu este nimeni, iubiții mei, era datoria noastră să facem lucrul acesta. Dacă nu este nimeni, iubiții mei, pentru Gâlgău s-a mai adus încă o dată o mărturie. Mărturia aceasta, Domnul să vă binecuvinteze pentru că ați avut pe inimă acest gând. Să faceți o adunare mai deosebită, o adunare mai mare, o adunare anuală. Domnul să vă binecuvinteze. Nu ne-ați invitat pe noi. Sunt convins că în post și rugăciune ați pregătit această adunare și l-ați invitat pe Domnul Iisus Hristos. Lui să-i aducem toată slava și mărirea de acum și până în veșnicii. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.